Conform TPS, Opsana, Mari și Epraxi sunt ultimii martori oculari ai genocidului armean din 1915. Aceste trei femei trăiesc în prezent în Armenia. Pentru ele, genocidul armean nu este doar cel mai tragic capitol din istoria poporului armean. Oribila crimă le-a luat familia, și-au pierdut casa și copilăria, o cicatrice care a durat de-a lungul întregii vieți. 1,5 milioane de armeni au devenit victime ale crimei inumane orchestrate de statul turc împotriva minorității creștine. Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, de origine română, supraviețuitor al Holocaustului și susținător ferm al recunoașterii genocidului armean, a spus cândva că uitarea nu va fi doar periculoasă, ci jignitoare. A uita morții ar fi asemănător cu a ucide a doua oară. Republica Turcă refuză și astăzi să recunoască existența genocidului armean și anumite evenimentele dintre 1915-1916, presupusul genocid armean. Genocidul armean a fost recunoscut și condamnat oficial de peste 30 de țări, printre care Statele Unite ale Americii, Rusia, Franța și Germania. După ani de planificare și de așteptare, lucrarea sculptorului Max Greiner, leul din Iuda, este amplasată la locul ei. Primarul Ierusalimului spune că acest dar transmite un mesaj. Suntem foarte recunoscători că avem un simbol nu doar al forței și gloriei poporului evreu, dar și un simbol al prieteniei comunității evanghelice din Statele Unite ale Americii față de poporul Israel și capitala noastră eternă. Mii de creștini au făcut donații și s-au rugat pentru succesul acestui proiect. Amos Cohen a supravegheat instalarea în parcul Bloomfield și este responsabil pentru toate cele 170 de lucrări de artă din tot orașul. Aceasta este cea mai frumoasă dintre toate piesele de artă pe care le avem în oraș, deoarece este un leu și simbolul orașului Ierusalim. Înseamnă mai mult pentru mine decât orice altă piesă de artă din oraș. Inima mi este plină de bucurie acum. Iubesc comunitatea creștină. Ei fac atât de mult pentru orașul Ierusalim și fac atât de mult pentru statul Israel. Se pare că zvonurile înfricoșătoare din jurul lui Kim Jong-un au fost nefondate. După ce liderul nord-corean a lipsit 20 de zile din viața publică, s-au făcut speculații că suferă de probleme cardiace. Unele reportaje media susțineau că este grav bolnav sau chiar mort. A apărut apoi la o fabrică de îngrășăminte, aparent în stare de sănătate bună. Între timp, țara susține că nu are focar de coronavirus, dar de la Open Doors, Ronald Boyd McMillan spune că dacă pandemia ar afecta țara, ar expune mulți dintre credincioșii din Coreea de Nord. Creștinii din întreaga lume sunt chemați în zilele acestea la rugăciune pentru fraților persecutați din Coreea de Nord. În perioade de criză și pandemie, creștinii sunt cunoscuți pentru bunătatea lor față de cei din jur, dar tocmai această bunătate ar putea face ca prigonitorilor să-i poată identifica și apoi aresta. Cum poți să-ți manifesti bunătatea într-un stat ateu opresiv? Totodată suntem chemați la rugăciune pentru președintele țării ca Dumnezeu să-l cerceteze și să-i schimbe inima în favoarea creștinilor. Bisericile din România privesc cu optimism trecerea de la starea de urgență la starea de alertă. Timp de 2 luni de zile, pe durata stării de urgență, bisericilor li se interziseseră întrunirile sub orice fel. Pentru întâlniri putea fi folosit doar spațiul virtual. Odată cu instituirea stării de alertă, autoritățile din România permit din nou desfășurarea slujbelor religioase, dar cu respectarea anumitor condiții speciale. Credincioșii vor purta în mod obligatoriu mască și vor păstra distanța de 1,5 metri. Serviciile bisericilor vor fi reluate în prima fază în curtea bisericii sau în fața bisericii. În a doua și a treia etapă, aceste condiții vor fi evident rediscutate, a anunțat președintele României Klaus Iohannis. Așadar, bisericile se pregătesc zilele acestea pentru servicii în aer liber. Locurile libere din fața bisericilor, parcările sau orice alt loc deschis va putea fi folosit cu respectarea regulilor de distanțare socială.